În curând, zeci de tineri cu handicap din orașul nostru vor beneficia de un loc de muncă. Asta în ciuda faptului că este dificil, dacă nu de-a dreptul imposibil, pentru o persoană cu dizabilități să fie angajată în România. Mai ales că, în prezent, piața muncii este la fel de săracă și pentru șomerii sănătoși și chiar cu studii superioare. Mai multe clădiri din curtea Spitalului Municipal Megidia vor fi modernizate și folosite ca loc de practică și de producție pentru persoanele cu handicap, instruite printr-un program al primăriei care vor efectua munci ușoare de genul prelucrării hârtiei sau cartonului. De mai multă vreme, Asociația Mercer din Megidia, care este inițiatorul acestui proiect, în parteneriat cu primăria, a realizat un proiect de ateliere protejate. Cu sprijinul conducerii spitalului, a Consiliului de Administrație de la Spital și a managerului și cu aprobarea Consiliului Local, clădirile fostei stații de salvare din curtea spitalului au fost puse la dispoziție în mod gratuit pentru Asociația Medcer, în așa fel încât acolo să putem, prin reamenajarea acelor spații, să creăm niște ateliere protejate. Ateliere protejate sunt locuri unde persoane cu dizabilități produc diverse lucruri, astfel încât își găsesc un rost în viață și, sigur, valorifică munca și potențialul lor creator. Ei beneficiază acolo de consiliere, de îndrumare și de ajutor din partea Asociației Mecer și a specialiștilor și vorbim aici atât de persoane care sunt calificate în domeniul manufacturie, cât și de specialiști pentru recuperarea acestor persoane cu dizabilități. Scopul este deci să-și găsească o profesie, să folosească talentul pe care l-au personal, să valorifice acest talent și să devină util societății. Chiar și pacienții policlinicii din Megidia vor beneficia de condiții de tratament mai bune, deoarece municipalitatea va demara în acest an reabilitarea și extinderea ambulatoriului. Proiectul cuprinde lucrări de consolidare a clădirii, de recompartimentare, dar și de modernizarea cabinetelor medicale. Modernizarea ambulatoriului face parte din planul administrației locale de a aduce policlinica din Megidia la standarde demne de secolul al 21-lea.